primăvară de decembrie, de ianuarie, ce decembrie. Mai astăzi o să încerc să golesc beciul ăsta aici, la căsuța asta veche. Să arate a locuită. Uite, vezi, așa arată un ciobănaș îmbrăcat în extraterestru. Un ciobănaș. Dacă pun camera aici jos undeva și o să mă urmăriți, dacă vreți. În timp ce căutam, speram să găsesc și obiecte vechi. Și am găsit o... Hai că am o mănuță ruptă mână. Am găsit o codiță. Te vede aici? Tot timpul când găsesc codițe din astea, uite, o să ai lemn de foc. Sper să fie și altceva. Mă lemn de foc. Ia să vedem. Hopa! Tiribomba! Ce avem aici? O bărdiță medievală. Adică medievală, probabil are vreo... 200 de ani are sigur. Ei, ce faină e. Mamă, ce rugină are pe ea. Ei, ce rugină are pe ea. Hai, focalizează telefonurile. Focalizează pe bărdiță. Bravo. Ei, ce faină. Uite, partea altă se vede cum o stat în pământ, că e mai udă. Hai, focalizează, așa. Dar telefoanele astea nu vor să focalizeze, mai pe obiectele vechi. Ok, asta o vom restaura. Facem și un clip cu asta. Ți-am găsit ceva fain aici, să văd ce mai apare din pământul ăsta. Lucrez cam de o oră deja, l-a scos numai din beciul ăsta. Dar beciul are 160 de ani, în 1860 ceva. Deci un pic mai bătrân ca mine, un pic. Și chiar e pe casă așa, așa plin de gunoaie. Uite, acum începe să vezi proporțiile, să-mi dau seama ce ai de făcut în el. Dar ia o pauză, mă să beau un ceai fierbinte, că nu mai pot, e frig, sunt minus 6 grade. Aici e domn Dorel, vecinul, pasnicul casei. Domn Dorel, cum e la munte? Cum e la munte? Frig? Ca la munte. Câte grade sunt acum? Minus 12, 13, 15, nu aici. Dar nu aici. Minus 10. Minus 10. Domn Dorel are acolo țigară de aia specială. Space. Glumesc. Ce țigară fumați, domn Dorel? Viceroi. Viceroi. Face acum reclamă. Dar de nevoie de aia care... Ce bine că n-am fumat niciodată, să nici nu fumez. N-ai fumat, hai că te fumează, Florin fumează. Domn Dorel aici îmi dă sfaturi cum să curăț beciul.
Tu vrei să mai sapi și jos o vatră. Trebuie să eliberez acolo un pic. Este pietri. Bam, bam. Bravo. Asta e camera a doua a beciului. Adică aici țineau bătrânii vinurile. Nu așa arată, damingene frumoase în astea, butoaie de stejar. Asta are ce pușul alea, că scot afară, curge vinul. Da, aroma de vin. Așa, chiamăm în stânga. Ia să vedem un pic. Încă un butoi, aici cred că coș de lemne pentru foc. Butoiaș frumos, restul... Gunoaie, gunoaie, dragilor. Da, astea butoaiele tare faine, sper să pot să le restaurez. Ok, aici avem aici trei borcănași, astea merg la gunoi. Așa, asta e frumos să pășurăm. Este asta, cum o dărâmăm, uite aici ce. Mușcă trebuie, o mână și gata. Pam, pam. A fost un topor de ceva, cândva, topor de... Hai să vedem ce are doamna după asta. Aici era raftul de ținut borcane. Era... O bafa la foc cu el. Între timp, ia să văd ce mai găsim acolo. Un șarpe, iasă de aici. Nu o să prind niciun șarpe. Of, păcat. Începe să prindă formă și beciul ăsta. Se golește. Mai foarte puțin înălțimea asta, că dai cu capul. Ar trebui să sapă aici un pic în jos, vreo două rânduri de lopățică, să pot sta în picioare în beci. Ok, uite ce am găsit aici. Un hârleț, dacă tot veni vorba. Ei, ăsta e hârlețul inimă de dac. Hai, ce romantic. Hai că luăm o pauză, mergem să bem o gură de ceai. Hai, după cum spuneam, asta e pivnița cu comori. Uite aici ce se vede. Se vede un cot de fier. Fier nu, stai lemn. Uite aici ce se vede. Uite că mișcă. Să fie. Este un târlăcop. Ei, ce fain e. Se vede și dacă țin lanterna pe el. Mamă, ce rugină are pe el. Ce antena, ia să luăm un alt fier. Să-i dăm vreo două. Uite cu toporul ăsta din nou. Vedem cum se vede. S-a ajuns totul de pe el. Mamă, ce sare. Uite acolo cum centimetri de rugină, frate. Ei, un centimetru, poate chiar mai mult. Uite, asta a fost rugină. Uite ce rugină are. Îl restaurăm. Cumpărăm o coadă. Mamă, ce sare de pe el. Uite ce frumos e de subt. Să fie un târnăcop fain ăsta. Așa e că o să fie un târnăcop fain. Da. Aici apare ceva promițător iară. Uite aici. Bă, că chiar mișcă, ia să vedem ce este. Se mișcă. Ei, mamă, un topor. Cine știe de cât moș Crăciun de ani aici? Ai, ce greu e, plin de apă. Doamne, ce ruginit e. Ia să vedem. Ei, mamă, sare de pe el ceva.
oferit. Deci asta e un toporaj pierdut de moșniculaș. Măi, frate, da. Care, câte mai găsesc în pământul ăsta pe aici? Frumos. Restaurăm. Nu o las așa. Poate trebuie să schimb codița. Dar ce culoare faină are, oricum e putredă. Da. Dar o să fie un toporaș fain cândva. O să fie mai tânăr. Deja e folosibil. Aici avem toporul care l-am găsit mai devreme în pământ. L-am murat. Uite cum arată târnăcopul în timp ce se răcește. Mamă, ce abur scoate. Dar de greu e să fie topor fain. Și că topor târnăcop. Mie îmi place. Foarte fain. Acum scap un pic, târnăcop. Adică nu l-a scăpat, uite. Uite cât de fain e. Un foc curățat el. Tadam, place. Faină jucărie.